Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul PTV Oltenia, o ediție specială în care vă prezentăm cele mai importante evenimente din această săptămână. Clubul Retromobil a organizat weekendul trecut a doua ediție a evenimentului Retro Parada Primăverii. Sute de slătineni și zeci de mașini clasice au dat viață alei eroilor din Parcul Tineretului. Automobilele de epocă au făcut apoi un tur pe bulevardul orașului. Alea Eroilor a fost în acest weekend gazda unui eveniment de epocă. Sute de slătineni de toate vârstele au admirat automobilele de colecție din anii 70-80. Evenimentul a fost organizat de clubul Retromobil și a reușit să strângă peste 30 de colecționari de mașini de epocă. Anul acesta, piesele de rezistență ale expoziției au fost camioanele militare. Față de anul trecut, avem mai multe vehicule militare. Avem acest frumos Minerva și DAF-ul alăturat. Unii dintre colecționari nu s-au rezumat la un singur exemplar, ci au venit cu mai multe mașini care atrag atenția la fel ca în vremea lor bună. Le mai scoate și la plimbare? Sâmbătă, duminica sau când e timpul, numai când e timpul frumos le scot. Când vă vede cineva cu o mașină, cu un trabant la plimbare? Gâtul pe românește. Adică fetele întorc capul după un trabant și după trabant, nu după mine. Atrași de automobilele retro au fost și cei mici, unii moștenind această pasiune de la părinții lor. Îți plac mașinuțele? Da. Și ai și o mașină aici de colecție? Da. Care este? Asta roșie. Ce mașină ai? Dacia. Ce știi tu despre Dacia? Că sunt mașini istorice și sunt bune la colecții și aș vrea să fie cea mai frumoasă mașină din parc. Ce mașină îți place, în afară de Dacia ta? Trabantul. Alții rămân atrași de automobilele mai noi, cu mult cai putere sub capotă. Îți plac mașinile? Da. Care mașină ți-a plăcut mai mult? Jaguarul. De ce Jaguarul? Pentru că este mai nou. Pasiunea pentru automobilele de epocă este una costisitoare ce necesită multă muncă. Este costisitoare această pasiune? Păi haideți să vă spun, costisitor. Uitați-vă. E doar muncă și plăcere. Adică nu se poate pune problema banilor. În momentul în care ai pus problema banilor, nu o să-ți iasă așa. Evenimentul Retromobil de la Slatina s-a încheiat cu parada mașinilor de epocă pe principalele artere ale orașului. Cetățenii care încă nu s-au autorecenzat trebuie să știe că autorecenzarea se mai poate realiza până pe data de 15 mai. După această dată, în etapa următoare, un recenzor va colecta datele prin interviuri față în față, respectiv în perioada 16 mai-17 iulie. La nivelul județului nostru, Slatina se află pe primul loc. Slătinenii au completat până acum cele mai multe chestionare, peste 23.000. La data de 15 mai se încheie perioada de autorecenzare, prima etapă de colectare a datelor de la populație pentru recensământul populației și locuințelor. Autorecenzarea se poate realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, de pe tabletă, laptop sau PC. Fiecare persoană are posibilitatea de a se autorecenza în doi pași. Reamintim populației că în data de 15 mai 2022 se încheie perioada de autorecenzare, prima etapă de colectare a datelor de la populație pentru recensământul populației și locuințelor. Autorecenzarea se poate realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, de pe tabletă, laptop sau de pe calculator. Fiecare persoană are posibilitatea de a se autorecenza în doi pași. Se completează formularul de preînregistrare pentru toți membrii gospodăriei disponibil la adresa www.recensamantromania.ro și apoi se completează chestionarul de recensământ primit pe adresa de mail indicată la preînregistrare. De asemenea, salariații trebuie să știe că la autorecenzarea realizată în perioada 14 martie-15 mai au dreptul la o zi liberă. Salariații care se autorecenzează în perioada 14 martie-15 mai 2022 primesc o zi liberă, indiferent dacă se recenzează singur sau cu ajutorul unui recenzor din cadrul spațiilor special amenajate de către primării. În primele 49 de zile de recensământ, respectiv în perioada 14 martie-1 mai, la nivelul județului Olt au fost completate un număr de 127.426 de chestionari.
În topul autorecenzării, ca număr de chestionare completate, se află municipiul Slatina cu 23.087 de chestionare, urmat de municipiul Caracal, 9.209 chestionare și orașul Balș, 7.740 chestionare, iar procentual, raportat la numărul populației estimate, cele mai ridicate valori ale autoînregistrării sunt în localitățile Sâmburești, Topana și Opârlița, grădinile Optaș Măgura și Piatra Olt. Cetățenii care nu se autorecenzează în această etapă vor primi vizita unui recenzor în etapa următoare, cea a colectării datelor prin interviuri față în față, respectiv în perioada 16 mai 17 iulie. 5 elevi de la Colegiul Național Radu Greceanu au reușit să se claseze pe locuri fruntașe la Olimpiadele Naționale. Anul acesta, 22 de elevi au participat la aceste concursuri școlare, iar săptămâna viitoare sunt programate noi competiții. Colegiul Național Radu Greceanu își menține statutul de pepinieră de olimpici. Anul acesta, zeci de elevi de aici au participat la fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Până acum, 5 dintre ei s-au întors acasă cu premii, lucru ce certifică faptul că rețeta de la Greceanu este una olimpică. Păi cred că comunicarea directă cu elevii, seriozitatea, munca în echipă și, bineînțeles, cred că înțelegerea pentru elevii capabili de performanță de către toți colegii din Greceanu, pentru că, într-adevăr, elevii care sunt capabili de performanță trebuie să fie înțeleși foarte mult. Perioadă lungă de timp de pregătire, foarte multe manuale de pregătit, lucrări practice, dacă e vorba de biologie, și atunci, normal că trebuie să fim alături de ei permanent. De la Olimpiada de Biologie ce a avut loc la Cluj-Napoca, Teodora și Bianca au reușit să se întoarcă cu două mențiuni. Bianca este la prima ei participare și știe că nu se va opri aici. A fost prima mea participare și subiectele au fost grele, trebuie să fii foarte atent ca să nu greșești. În schimb, Teodora este în clasa 12-a, iar premiul acesta îi asigură admiterea la Facultatea de Medicină, specializarea stomatologie. A fost greu, doar că mă așteptam să fie așa, adică mă așteptam totul să fie mult mai greu și să fie o competiție mai strânsă. A fost, dar m-am descurcat chiar bine. Clara este în clasa a 9-a, dar nu este la prima ei participare la Olimpiada de Limba și Literatura Română. Încă din clasa a 5-a a participat, iar acum a obținut o mențiune specială. Până atunci când va îmbrăca roba de avocat, Clara vrea să fie cea mai bună la această disciplină. Subiecte imprevizibile, o competiție foarte strânsă. A fost o experiență dificilă pentru mine, dar mi-am dat seama că experiențele dificile sunt cele din care ai cele mai multe lucruri de învățat. Tot o mențiune a obținut și Alexandra, doar că de data aceasta la Olimpiada de Limba Engleză. Ea știe că într-o zi limba lui Shakespeare o va ajuta în cariera ce vrea să urmeze, cea în artă cinematografică. A fost mai greu decât la locală, mai ales că a fost o probă nouă, care nu s-a ținut la locală, a fost și proba de oral, dar a fost bine, mi-a plăcut experiența per total și aș mai vrea să particip și la anul. Valentin este în clasa 12-a și se pregătește să devină procuror, dar până atunci a trecut în palmaresul său locul al doilea la Olimpiada de Religie. A fost foarte bine. Organizarea a fost excelentă, condițiile au fost foarte bune, mi-a plăcut. Subiectele accesibile, ca la clasa 12. Lista olimpicilor ce se vor întoarce acasă cu premii va crește. Săptămâna viitoare sunt programate noi concursuri. Păi aveam 22 de elevi participanți la fazele naționale ale olimpiadelor. Urmează și săptămâna asta alte olimpiade și concursuri. Am avut și alte concursuri care s-au ținut și urmează. Tot lista este deschisă în continuare. Colegiul Radu Greceanu a reușit întotdeauna să aibă elevi clasați pe primele locuri atât la olimpiadele naționale cât și la concursurile internaționale. Compania de apă Olt a demarat lucrările la stațiile de epurare din Vișina și Corabia. Lucrările au loc în cadrul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă, dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020. Valoarea contractului este de peste 16 milioane de lei fără TVA, din care, conform schemei de finanțare, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, iar 13% constituie cofinanțare națională și 2% constituie cofinanțare din bugetul local.
Compania de apă a demarat noi lucrări de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canal. În Vișina și Corabia se vor face lucrări la stațiile de epurare, acestea fiind prinse în cadrul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014-2020. A fost semnat contractul extinderea și reabilitarea facilităților de tratare a apei uzate din aglomerările Corabia și Vișina, care are o valoare aproximativă de 17 milioane de lei. La Vișina vor fi făcute lucrări de extindere, iar la Corabia lucrările presupun instalarea unei noi stații de preepurare. Stația de epurare de la Corabia va fi prevăzută cu o stație de preepurare, o treaptă de dozare reactiv pentru eliminarea chimică a fosforului, o treaptă de îngroșare și de deshidratare a nămolului și un depozit intermediar de stocare a nămolului deshidratat, adică va fi adusă la standarde europene, așa cum prevăd normele europene în vigoare. Stația de epurare de la Vișina se va păstra actuala stație, dar se va extinde. Durata totală de execuție este de 34 de luni, la care se adaugă 36 de luni perioade de notificare a defectelor. Prin programul operațional Infrastructură Mare, compania de apă Olt va îmbunătăți standardele de viață ale locuitorilor din cele 25 de localități unde se vor realiza investiții, obiectivul principal fiind creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare alimentării cu apă potabilă a populației. Campania națională Curățăm România ar fi trebuit să se încheie miercuri 4 mai. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a hotărât prelungirea acțiunii până la sfârșitul lunii mai. Această decizie a fost luată în urma solicitărilor primite din teritoriu. Campania națională Curățăm România sub sloganul Vrem o țară fără deșeuri abandonate s-a derulat în perioada 4 aprilie-4 mai 2022. În urma solicitărilor venite din teritoriu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a decis prelungirea acestei campanii până la data de 31 mai 2022. Campania națională Curățăm România implică participarea activă a tuturor instituțiilor din subordinea ori coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților județene, precum și a voluntarilor și organizațiilor non-guvernamentale în cadrul activităților de ecologizare a zonelor insalubre identificate la nivelul localităților rurale și urbane. Și la nivelul județului Olt au fost desfășurate de la începutul campaniei astfel de activități de salubrizare a zonelor insalubre. Până la această dată, la nivelul județului Olt, au desfășurat acțiuni de ecologizare primăriile municipiului Caracal și orașului Drăgănești Olt. De asemenea, 22 de comune s-au alăturat campaniei de ecologizare. Până la această dată au fost desfășurate acțiuni de ecologizare de către primăriile municipiului Caracal și orașului Drăgănești Olt și comunelor Băbiciu, Bălteni, Bârza, Brastavățu, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Corbu, Dobrosloveni, Fărcașele, Gârcov, Ianca, Iancujianu, Icoana, Izbiceni, Movileni, Orlea, Perieți, Poboru, Ștefan cel Mare, Tia Mare și Urzica. Toți cei care doresc să participe la aceste acțiuni sunt bineveniți și vor contribui astfel la dezvoltarea spiritului civic și a respectului față de mediu. Vor fi totodată și un exemplu pentru cei din comunitatea din care fac parte. Tuturor ne place să trăim într-un mediu curat, dar pentru asta trebuie să fim responsabili și să respectăm regulile simple pentru a fi prietenoși cu mediul înconjurător. Să depozităm deșeurile numai în locurile special amenajate și să nu le abandonăm oriunde, să colectăm selectiv deșeurile și să-i atenționăm și pe cei ce nu respectă aceste reguli pentru a le respecta. Campania națională Curățăm România, vrem o țară fără deșeuri abandonate, va continua deci până la data de 31 mai. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt organizează Bursa Locurilor de Muncă. Evenimentul va avea loc pe 20 mai de la ora 9, atât în Slatina, la Casa de Cultură a Tineretului și în Caracal. Angajatorii își pot depune situația privind locurile de muncă vacante până pe 19 mai. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt organizează Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea se va desfășura în cele două municipii ale județului Slatina și Caracal în data de 20 mai cu începere de la ora 9.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt organizează vineri, 20 mai 2022, începând cu ora 9, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Locațiile de desfășurare a bursei sunt în Slatina, la Casa de Cultură a Tineretului și Caracal, sediul Agenției Locale Caracal. Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante și sunt interesați să participe la această acțiune pot depune situația privind locurile de muncă vacante ce vor fi oferite în cadrul bursei până la data de 19 mai, ora 12, la sediul instituției din Slatina, strada Prelungirea Crișan, numărul 2, sau o pot transmite pe adresa de mail. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt a demarat acțiunea de contactare a agenților economici în vederea depistării unui număr cât mai mare de locuri de muncă vacante din diverse domenii de activitate care să fie oferite participanților la bursă. Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante și sunt interesați să participe la această acțiune pot depune situația privind locurile de muncă vacante ce vor fi oferite în cadrul bursei, fie la sediul instituției, fie pe adresa de mail a instituției. La această dată, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, sunt declarate peste 900 de locuri de muncă vacante la agenții economici din județ. În primele trei zile de la startul recrutărilor la biroul Centrului Militar Județean Olt s-au prezentat sute de tineri care vor să se înroleze. Ministerul Apărării a triplat soldele. Înainte, un rezervist voluntar lua doar 1500 de lei pe perioada cât făcea instrucție. Oltenii vor să fie soldați. Pe tineri nu îi sperie războiul, dar se gândesc că în armată este un job sigur și bine plătit. Pe 2 mai a început perioada de recrutare, iar în aceste zile sute de tineri au venit să-și depună dosarul la CMJ Olt. În primele zile am avut în jur de 200 de viitori candidați care deja sunt interesați de o carieră militară. Cei mai mulți susțin că sunt gata să lupte și că nu îi sperie un eventual război, dar știu că salariul este unul sigur. Ce te-a făcut să te înscrii în cadrul armatei? E un serviciu care e demn și pentru cineva care știe ce vrea de la viață. Știe ce înseamnă devotament și... Totuși nu te sperie ce este la graniță? Nu. Și dacă va fi nevoie să lupți? Mă duc. Nu e o problemă asta. A contat când ai luat decizia și partea de financiară? Nu e asta problema, pentru că nu am venit pentru bani. Și totuși nu te-a speriat și ce se întâmplă la graniță? Nu. Ai fi pregătit? Da. De ce, soldat? Nu ți este teamă? Nu mi este teamă, pentru că este un loc sigur. Doar partea aceasta de serviciu a îndrumat? Da, încerc de vreo 2 ani, pentru că, da, am încercat, pentru că este un loc îngrijit, de muncă, strict. Pentru a ajunge să îmbrace haina militară, candidații trebuie să treacă 3 probe, psihologic, interviu și proba sportivă. Ca să devenim soldați gradați profesioniști, trebuie să îndeplinim trei etape, să spunem așa, 3 pași importanți. Pentru primul pas, dumneavoastră deja v-ați prezentat la sediul biroului nostru, vom completa o fișă de contact și o cerere de înscriere și în baza înscrierii, dumneavoastră veți merge și veți susține examenul de selecție dintr-o structură militară de specialitate. 15 județe sunt pe harta cu unități militare ce au locuri disponibile, iar Oltul se numără printre ele. La această dată, în planul de recrutare al soldaților graților profesioniști, avem un număr de 1049 de locuri la nivelul întregului minister și 10 locuri alocate județului Olt la unitatea militară din Caracal. România are aproximativ 70.000 de militari activi, iar numai 60.000 în rezervă, cifră considerată insuficientă pentru o capacitate robustă de răspuns militar în caz de agresiune armată. Un bărbat de aproximativ 40 de ani și-a pus capăt zilelor ieri după amiază. Acesta a intrat într-un bloc și s-a aruncat de la etajul 10. Potrivit unor tineri, bărbatul nu ar fi locuit acolo. La fața locului au intervenit echipaje SMURD, SAJ și polițiștii care nu au putut decât să constate decesul. Polițiștii au fost sesizați prin apel unic 112 cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi aruncat din CM2 de la etajul 10. La fața locului au intervenit un echipaj SAJ și un echipaj SMURD, care au constatat decesul bărbatului de aproximativ 40 de ani. Doi tineri l-au văzut pe acesta în timp ce așteptau liftul pentru a coborî la magazin. Se pare că bărbatul nu locuia în bloc.
niciodată mai bine. Dacă așa ceva, ce am spart la unitare? Poate să intrăm și în care? A, se deschide prin exterior. Se deschide, da. Și voi nu știți nimic, nu știți despre ce este vorba. Da. Noi eram fața noastră. L-am întrebat ce faci, s-a întors cu fața spre noi, ne-a zis sar și i-am zis să nu sar și sărit. În secunda 2. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul și totodată pentru a stabili identitatea bărbatului. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Slătinenii care nu au depus declarațiile pentru salubritate trebuie să știe că mai au timp la dispoziție. Autoritățile locale au prelungit cu 30 de zile această perioadă. Aproximativ 20.000 de slătineni au depus declarația de stabilire a taxei speciale de salubrizare. Începând de luna viitoare, factura pentru salubriz va fi plătită la casierile Direcției Economice. Din martie, slătinenii au început să depună declarațiile de stabilire a taxei speciale de salubrizare. Inițial, perioada de depunere a fost stabilită pentru finalul lunii trecute, dar faptul că nu au reușit toți slătinenii să ajungă la ghișeul Direcției Economice a dus la prelungirea acestei perioade. Cei care vor să ocolească aglomerația de la ghișe pot opta pentru transmiterea pe e-mail a acestei declarații. Plata facturilor pentru salubritate poate fi făcută trimestrial sau în avans pentru o perioadă mai lungă de timp sau pentru întregul an. Inițial, toți utilizatorii au avut obligația de a depune la Direcția Economică declarația fiscală pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în termen de 60 zile de la începerea lucrărilor, însă, având în vedere că la acest moment înregistrarea declarațiilor nu a fost efectuată la un nivel optim din motive neimputabile, din mai multe cauze, cum ar fi fluxul mare de contribuabili declaranți, faptul că activitatea de primire și verificare documente nu s-a putut asigura în condiții adecvate pentru garantarea scopului urmărit prin actul normativ, chiar dacă am antrenat mai mulți funcționari publici în aceste activități, faptul că avem de gestionat și alte tipuri de activități ce îngreunează activitatea specifică primirii prelucrării documentelor depuse și care presupune un efort deosebit. Am înțeles astfel să prelungim termenul de declarare până cel târziu în termen de 90 de zile de la data începerii prestării efective a activităților serviciului de salubrizare, termen care se împlinește la 30 mai 2022, în vederea asigurării posibilității depunerii declarațiilor de către toți contribuabilii. Până la această dată, aproximativ 20.000 de proprietari din Slatina au depus aceste declarații, restul mai au la dispoziție 25 de zile. Tariful acestei taxe este fix de 11,74 de lei de persoană pe lună. Atenție, cei care nu au declarat corect datele riscă amenzi ce pot ajunge până la aproximativ 800 de lei. După terminarea perioadei de depunere a declarațiilor de salubritate, va începe verificarea acestora, ce se va face în conformitate cu datele de la evidența persoanelor și cele ale asociațiilor de proprietari. Pe data de 15 mai, în municipiul Slatina, se va desfășura evenimentul sportiv Slatina City Run. Concursul organizat de Primăria Municipiului Slatina și Consiliul Local va avea două probe. Proba de semimaraton, pentru care numărul locurilor este limitat la 100 de concurenți, și cross la 250 de concurenți. Startul se va da din Parcul Tineretului. Competiția sportivă Slatina City Run va avea loc în data de 15 mai și va consta în două probe, proba de semimaraton cu un traseu de 21 de kilometri, unde deja au fost ocupate toate locurile, și proba cross cu un traseu de 7 kilometri, unde mai sunt doar 40 de locuri disponibile. Pe data de 15 mai va fi organizat cel mai mare eveniment de alergare din municipiul Slatina. Slatina City Run este organizat de Primăria Municipiului Slatina și Consiliul Local al Municipiului Slatina. Cele două probe sunt un cross de 7 km și un semimaraton ce măsoară 21 de km. Pentru proba de cross, numărul locurilor este limitat la 250 de concurenți, iar pentru proba de semimaraton, numărul locurilor este limitat la 100 de concurenți. Startul concursului se va da din Parcul Tineretului la ora 10, iar traseul va fi exclusiv pe arterele principale ale orașului. Traseul poate fi consultat pe evenimentul creat pe Facebook sau pe site-ul Primăriei Municipiului Slatina. Înscrierea se realizează online până la data de 13 mai, dar și la fața locului în data de 15 mai, în limita locurilor disponibile. Cei care nu s-au înscris și doresc să participe o pot face accesând linkul
În intervalul orar 10-13, traficul va fi restricționat circulației rutiere pe străzile Primăverii, Cornișei, Tunari, Libertății, Alea Eroilor și Bulevardul Aicuza. De asemenea, puteți consulta regulamentul competiției sportive Slatina City Run din data de 15 mai pe site-ul primăriei. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor pe TV Oltenia. Sunt Gianina Lupu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai frumoasă, dar și un weekend minunat. La revedere!